Dosarul instrumentat de procurorii de ICO din Cluj pe numele finanțatorului petrolist Florian Walter intră într-o nouă fază. În fața anchetatorilor au fost chemați pentru audieri toți cei 15 jucători ai universității care au făcut obiectul tranzacției pe axa Cluj-Ploiești, plus antrenorul aflat la vremea respectivă pe banca Șepcilor Roșii, Claudiu Niculescu. Conform surselor venite dinspre anchetatori, jucătorii care aparțin în acte petrolului vor avea calitatea de martori. În lotul celor 15 figurează printre alții Bornescu, Galamaz, Adrian Cristea, Marinescu, Cristescu sau Grozav. La finalul lunii noiembrie, Florian Walter a fost luat cu forța și dus la sediul de ICOT Cluj după ce refuzase să răspundă citației procurorilor. Fostul patron al universității este acuzat că a prejudiciat clubul cu 11 milioane de euro în urma mutării celor 15 jucători la petrolul.